Petrolul învinge, dar nu convinge. Deși jocul nu a strălucit, găzari au reușit să obțină al treilea succes consecutiv. 2-0 cu Alros Latina i-a făcut pe găzari lidera ai clasamentului. Oprița a marcat din nou, devenind golgeterul echipei cu 8 goluri. Putea să-și mărească numărul dacă nu se relaxa la penaltiul obținut de Florentin Dumitru. Mai pierde Petrolul până la final? Sper să nu mai pierde. Dacă să câștigăm la Deva și următoarele două meciuri acasă, o să luăm o opțiune serioasă pentru prima ligă. Împrumutat de la Oțelul, atacantul Gârleanu a intrat și a marcat după ce în ultimul timp a fost accidentat. Este primul gol oficial în tricoul galben-albastru. Gârle speră la vară să promoveze cu Petrolul, iar Oțelul să câștige titlul. Sunt foarte fericit că mi-am revenit puțin după accidentare. Suporterii veniți în număr mare au înghețat din cauza vântului, dar și la ratările aluminiștilor. De altfel, susține Papura, acesta a fost motivul pentru care slătinenii au plecat învinși de la Streșnic. Răchită susține contrariul, dar recunoaște că s-a temut de adversar. Ne-am creat foarte multe oportunități, ne-a marcat, însă nu am făcut-o. Asta a dus la pierderea acestui joc. Un meci de care ne-a fost teamă? L-am pregătit ca atare și mă bucur această victorie. Cred eu, fără drept de apel. Petrolul are acum 40 de puncte, la fel ca Sibiul și Bihorul. Pentru a rămâne cel puțin în acest trio, formația petrolistă este obligată să câștige etapa următoare la Mureșul Deva.